Super acțiune în această dimineață a procurorilor DICOT. Anchetatorii au declanșat o amplă operațiune de combatere a infracționalității organizate. Descinderile s-au derulat concomitent pe teritoriul a 28 de județe plus București. Procurori, polițiști și luptători din serviciile speciale de intervenție au efectuat 238 de percheziții ce vizează numai puțin de 227 de suspecți. În Timișoara, 36 de apartamente și case au fost percheziționate. Aici, anchetatorii vor să-i oprească pe consumatorii și traficanții de droguri. În București, procurorii au cercetat în total 40 de apartamente și case în mai multe cauze legate de trafic de persoane și infracțiuni informatice. Au pus mâna pe 26 de suspecți. În urma cercetărilor efectuate în cauze, s-a stabilit că în perioada 2016 și până în prezent, suspecții au racolat tinere din județele Dâmbovița, Prahova și Dolj, pe care le-au transportat în Irlanda, unde le-au determinat să practice prostituția prin intermediul website-urilor de escortă care le-au facilitat practicarea acestor activități, banii obținuți fiind însușiți de către membrii grupării, se arată în comunicatul DICOT. În Brăila, procurorii au vizat 9 domicilii în care se suspecta că se află grupări specializate în contrabanda cu țigări. Angajații Serviciului Teritorial Ploiești au fost și ei în teren. La 13 percheziții și-au căutat infractori care se ocupă cu criminalitatea informatică. Iar Biroul Teritorial Buzău a efectuat 30 de descinderi într-o cauză ce viza destructurarea a 3 grupări infracționale ce se îndeleniceau cu frauda fiscală. La descinderile de astăzi au participat ofițeri de poliție judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate, inspectoratelor de poliție județene și luptători ai structurilor de intervenții și acțiuni speciale ale Poliției Române.